Pentru zeci de bălțeni, dreptul de a vota s-a sfârșit chiar lângă pragurile secțiilor de votare. Și asta pentru că acestea nu au fost dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Unii alegători cu deficiențe locomotorii au fost lăsați să aștepte în ploaie pentru a-și exprima dreptul la vot, iar alții nu au putut să o facă deloc. Oamenii cer socoteala autorităților. De mai bine de 10 ani, Andrei Casai se deplasează doar cu ajutorul unui scaun cu rotile. Pe 1 noiembrie, bărbatul a stat în ploaie 40 de minute, cu speranța că va putea vota. Am mers la secția de vot, dar au fost scări. Și plus la asta am rugat persoanele care erau acolo să mă ajute, dar toată lumea se râdea. Am intrat înăuntru și afară ploua, nimeni nu era, habar nu aveau să mă ajute. Soția a intrat, a votat, dar eu nu. Am stat 40 de minute acolo. Am văzut că nimeni nu dă un mânt de ajutor, m-am întors și am intrat acasă ploaie. Andrei Casai spune că nu a solicitat urna mobilă pentru că trebuia să prezinte testul la COVID-19, care este prea costisitor. Grupa mobilă nu ne s-a cerut certificat de COVID. Adică eu trebuie ca ei să vină, eu să votez, eu trebuie să mă duc să-mi fac certificat de COVID. Cam a fost anunțat de prietenii mei, aproape 20 ceva de persoane la Cărușor nu au putut să voteze. Tot așa, cu lacrimi în ochi, au spus, noi ne-am întors acasă, toată lumea își zice, uita că la circ, dar nimeni nu a dat un mâini de ajutor. Și pentru Lilia Cealpu, ziua alegerilor este un adevărat chin și o lovitură dură în tot ce înseamnă pentru ea egalitate. Tânăra a fost nevoită să-și exercite dreptul la vot în ploaie. Я обычно кого-то прошу, потому что я не могу. Здесь очень много лестниц, и я не могу подняться. Обычно я прошу кого-то из администрации школы, и они спускаются с урной, и так у меня проходит голосование уже довольно-таки долгое время. Немножко это идет дискриминация, потому что уже мы живем в 21 веке, в том веке, когда уже в мире технологий и каких-то понятий, что все мы на равных, и все, каждый имеет право даже проголосовать по-человечески, а не так, как я под дождем. Președintele circumscripției electorale Bălți, Vladislav Schibin, a declarat la telefon că nimeni nu a scris vreo plângere cu privire la accesul limitat la secțiile de vot din oraș, iar lipsa rampelor de acces cade pe umerii autorităților locale. Dacă are o plângere, se poate adresa Consiliului Electoral, fiindcă deciziile nu se iau personal de președinte, dar de către Consiliu. Trebuie să examinăm concret circumstanțele la fața locului. Eu nu neg aceste acuzații. Sunt acele condiții care sunt oferite prin desemnarea instituțiilor secțiilor de vot de către administrația publică locală. Activista civică Diana Grosu spune că la sfârșitul anului trecut a cerut autorităților din Bălți să aloce mai mulți bani pentru construirea rampelor de acces în oraș. Nimeni însă nu a reacționat. Deci la sfârșitul anului 2019 noi am solicitat ca în buget să fie planificate bani pentru rampe și pentru borduri coborâte. Din păcate, eu m-am înscris și cu discurs public la audierile publice și, din păcate, niciun leu nu a fost alocat în aceste scopuri. Dar solicitarea a fost. Eu personal m-am prezentat și îmi pare foarte rău că niciun consilier municipal sau cel puțin n-au aprobat măcar o sumă cât de mică. Autoritățile locale nu au fost de găsit pentru a ne spune câte instituții de învățământ din Bălți nu dispun de rampe de acces și când intenționează să soluționeze această problemă. Conform datelor statistice, în municipiul Bălți sunt aproape 7.000 de persoane cu nevoi speciale. Pe țară, numărul lor ajunge la 180.000.